Dragii mei, astăzi o să avem o povestire pe care o să o și ilustrăm. Cândva a fost un război. Știți ce înseamnă război, nu? Oamenii se ucid unii pe alții. Și țara a strigat la oameni, ieșiți să apărăm împotriva acestora care vin să omoare pe copiii noștri și să distrugă țara. Și un băiat tânăr a fost și el luat la război. Și când a plecat de acasă, mama lui nu știa ce să mai facă de durere, se învârtea acolo și ce să-ți dau și ce să-ți dau. Și el zice, nu știu ce să iau, nu știu ce să fac. Și mama zice, uite, singurul lucru pe care am să ți-l dau cu ocazia aceasta este o micuță Biblie. O Biblie mică să poți să o bagi în buzunar. Cum e aici? Să o pui în buzunar și să o ții acolo. El avea un buzunar în partea stângă. Ia să vedem noi ce este în partea stângă. Cine știe? În partea de sus, stânga. Ia să vedem. În stânga. În stânga, da, în stânga, bineînțeles, da. Să vedem ce e în stânga. Care vreți să vă faceți doctor de aici? Ia să vedem noi. Ștef? Pang, 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 ce e aici? Cine știe ce e aici? Gata, s-a aflat deja. Alexandra? Inima. Bravo, doșoara, doctor. Păi da, mi-a plăcut foarte mult. Păi așa trebuie să lucrăm. Uite, le-ai pe tata asistent și faci un cabinet de... Și pe mama, ai doi asistenți acolo. Așa se lucrează. Auziți, dar știți cum este la război? Groaznic. Au arme, așa, și trag. Unii împotriva altora. Voi să nu vă jucați cu dânalea. Nu sunt bune. Voi să vă jucați cu altceva. Cu natură, cu... Într-o zi, unul stătea ascuns într-un loc și urmărea să vadă pe cine poate să omoare și a văzut pe tânărul acesta, a văzut pe băiatul acesta, care se ridicase și încerca să fugă undeva. Și atunci a așezat arma pe el și avea lunetă și a pus luneta direct în dreptul inimii și a tras. Banc, a lovit, tânărul s-a clătinat puțin și continuă să fugă. Și ăsta cu arma nu știe ce s-a întâmplat, cum de n-a căzut, care om să mai trăiască dacă e împușcat în inimă? L-am pușcat în inimă, pac, a căzut mort. Ce credeți voi că se întâmplase? Cine știe? Lucian? S-a ferit. Ați închipui că trebuia să fugă mai tare ca glonțul ca să se ferească. Ia să vedem noi, Luis. A avut Biblia. A avut Biblia? Ce s-a întâmplat? Exact. El a avut Biblia aici, în partea stângă, chiar unde este inima. Și când glonțul a zburat cu viteza aceea, să lovească, s-a lovit de Biblie și a rămas în Biblie. Și n-a trecut mai departe. Biblia i-a scăpat viața. Fiți atenți! Să vedeți ce treabă extraordinară. Mamă!
Uitați-vă din ceea ce a fost un glonț. Praf s-a făcut, s-a deformat, s-a distrus. Uite. Asta doctorul Iacono a tras în cartea asta, să știți. Uite care e treaba. Povestea asta e simplă și a auzit-o multă lume. Dar acum urmează întrebarea și momentul nostru de gândire. Fiți foarte, foarte atenți, toți. Este cineva care trage și în noi? Nu război din ăsta cu bum-bum-bum-bum. E cineva care dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită? E cineva care trage săgeți în întuneric? Da sau ba? Ia să vedem. Satana. Corect ai răspuns. Satana trage. Cum putem noi să fim apărați? Asta ar fi întrebarea acum. Ia să vedem noi. De Scriptura Domnului. De Scriptura Domnului. Foarte corect și foarte frumos ai răspuns. Știți cum zice în Biblie? Zice, strâng cuvântul tău în inima mea. Ai aflat, Alexandra? Și zâmbetul ăsta e un răspuns, să spun eu ție, dar fiți atenți. Strâng cuvântul tău în inima mea. Ce înseamnă să strângem cuvântul Domnului în inima noastră? Ce înseamnă treaba asta? Însemnează să citim, sau mama ne citește ceva, însemnează să memorizăm cuvântul ăsta și când diavolul o să tragă la noi, cu un gând în mintea noastră, ia fă tu prostia asta. De ce se va lovi glonțul lui în inima noastră? Pac! Se va lovi de cuvântul Domnului care va fi acolo și noi vom zice, cum aș putea să fac eu un rău așa de mare împotriva Domnului? Asta înseamnă cuvântul Domnului. Și ori de câte ori ar trage diavolul, Biblia este acolo. Și el nu poate lovi. Ce trebuie să facem noi? În fiecare zi, să vorbim cu părinții noștri sau să citim un mic cuvânt al Domnului pe care să-l luăm la inimă. Și ori de câte ori cel rău va încerca să pună un gând rău în mintea noastră, totdeauna va găsi acolo cuvântul Domnului. Dar dacă nu era cuvântul Domnului aici, ce se întâmpla cu tânărul acela? Cine îmi spune? Eric? Murea. Dar așa a fost păzit de cuvântul Domnului. Și noi să-l învățăm și el să fie paza noastră în viața noastră. Dumnezeu să fie cu voi și mergeți la loc. Pom cerodesc gândurile noastre, muguri ce cresc, florile ca fața albe strălucind, frunza-i tot cuvântul care a fost rostit. Azi avem studenți foarte, foarte bine pregătiți și cu toată inima. Uite, Mimi este aici. Da? Aici suntem toți. Da. Copii, trebuie să fim foarte atenți că avem o povestire așa de dulce și de frumoasă astăzi. Auziți despre doi frați fericiți. Țineți minte. Doi frați fericiți și la sfârșit Ionuț trebuie să aflăm care a fost mai fericit dintre acești doi fericiți. Un băiat, un tânăr, îl chema Paul, stătea pe trotuar lângă o mașină splendidă. Ștearsă frumos, curată lună și aștepta pe cineva parcă.
un băiețel orfan, îl chema George. Mergea încet pe trotuar și se uita la mașina aceasta. I-a plăcut așa de mult că s-a întors înapoi să se mai uite odată și iară s-a uitat la ea și după aceea s-a uitat la omul acela și a zis: asta e mașina ta? Și omul a zis, zice, da, este mașina mea. Fratele meu, i-a zis el, mi-a dat-o cadou de ziua mea. Și George a zis, și cum? Și n-ai plătit niciun ban? Nu, zice, fratele meu mi-a dat-o cadou de ziua mea. George s-a uitat la mașină și a început să plângă. Și a zis, ah, cât de mult aș dori. Și a sughițat puțin. Și Paul, care avea mașina, ce credeți că s-a gândit el că ar dori George? Ia să vedem întrebarea. Mașina. Mașina? Bun, altcineva. Nu ce? Nouă-nouță. Nouă-nouță? Păi ce umblăm cu de-astea de la Action? No. No, no. Cheile. Cheile de la mașină, atât. Asta. Aia își dorea George acolo. Ia să vedem, Ștef. Să ia și el o mașină de ziua lui? Să ia și el o mașină de ziua lui? Fii atent, Ștef, gata să... Și George suspina acolo. Cât de mult aș dori și eu să fiu ca fratele tău, ca să pot și eu să dăruiesc o mașină fratelui meu, care este bolnav de poliomielită și este acasă în pat, nu poate să meargă, n-are picioare. Paul a fost așa de impresionat, niciodată nu s-a gândit ca în clipa aceea, când Duhul Sfânt i-a spus la ureche, vezi de ce a spus Iisus, este mai ferice să dai decât să primești. Care a fost întrebarea de la început? Doi frați, unul a primit mașina, unul i-a dat mașina lui. Și Paul îi zice lui George, zice, auzi, n-ai vrea să te plimbi puțin cu mașina? Uite, e seara de Crăciun și sunt atâtea vitrine cu lumini și cu flori și n-ai vrea să te plimbi puțin cu mine? Oh, a zis el, nici n-am sperat că se poate așa ceva. Vino, te rog, ia loc aici, i-a așezat centura și a pornit cu mașina. Nu se auzea motorul deloc, mergea fiind de tot pe stradă și lumini peste tot și George se uita în toate părțile și nu știa ce să vadă mai întâi. Și după aceea a spus, auzi, vrei să o iei puțin pe strada asta? Și el a zis, da, dacă vrei pe aici, o luăm pe aici. A luat-o pe strada aceea, îi oprește puțin în fața casei acesteia. Poți să mă aștepți un pic aici? Și a zis, da, te aștept. El a coborât și a întârziat puțin sus, după care, după câteva minute, coboară cu un copil în brațe, care avea picioarele moi, nu putea să stea în picioare, și coboară cu el în brațe pe scări, încet, încet, și îl aduce până la treapta aceea de la stradă, îl așează jos și spune, uite, buddy, așa o mașină am să-ți cumpăr eu ție într-o zi. Exact așa cum ți-am povestit. Așa va fi. Copilul bolnav a clătinat din cap și a zis, mulțumesc, dar nu putea să creadă că chiar se poate așa ceva și a spus, frățioarule, buddy, uite care e treaba. Fratele lui i-a dat mașina asta cadou. N-a plătit nimic. Înțelege, deci, că se poate așa ceva. Fratele lui i-a dat-o lui. Și copilul bolnav întreabă, zice, și n-a plătit niciun ban pentru ea. Nu, n-a plătit niciun ban. Fratele lui i-a dat-o cadou băiatului, fratelui său. Și așa vreau eu să fac pentru tine. Atunci când a auzit că fratele acela i-a dat fratelui lui, a zis, cred că și tu într-o zi ai să-mi dai mie cadou o astfel de mașină. Și Paul se uita acolo și îi curgeau lacrimi și a zis, auziți, nu vreți să vă urcați amândoi în mașină, vreau să vă duc. Oh, zice, el se va bucura foarte mult, el n-a văzut orașul niciodată, el a fost numai închis în casă, el se va bucura foarte mult. Și mergeau amândoi în spate și uite-te acolo, spunea, uite-te în partea cealaltă și se uitau pe ferestre când într-o parte, când într-alta. Paul conducea mașina liniștit prin oraș
și cuvintele Domnului îi răsunau la ureche. Este mai ferice să dai decât să primești. Acum să revenim noi la întrebarea noastră de la început. Deci au fost doi frați. Unul avea ziua lui de naștere și celălalt i-a făcut cadou o mașină de ziua lui de naștere. I-a dat o mașină. Iată care este întrebarea. Care din acești doi frați a fost mai fericit? Ia să vedem noi cine ne ajută pe noi prin sectorul acesta pe aici. Vine încoace că nu mi-ajunge microfonul. Să facem. Să facem așa, că e corect, e corect. Și știm deja și ce să facem, da. Dar întrebarea persistă. Care frate a fost mai fericit dintre cei doi? Alexandra, știi? Care frate a fost mai fericit? Care crezi tu că a fost mai fericit? Ștef. Cel care a dat. Cel care a dat mașina? Tu ce zici? Cum să ajung eu cu... Pot să ajut mai tare. Care crezi că a fost mai fericit? Cel care n-avea picioare a fost mai fericit, nu? Avea și el fericirea lui, să știi. Ștef, dă-ne răspunsul pe care ne-ai dat deja și spune-ne de ce așa. Tu ai spus, cel care a dat este mai... Dar de ce așa? Că l-a făcut pe cineva să-i placă. Fericit. Da, fericit. Va să zică... Da, acesta este răspunsul. A fost bun răspunsul? Dumnezeu cu noi copii. Vă rog să mergeți la loc. Fericit este cel care face pe altul fericit. Aceasta este legea cerului și a lui Dumnezeu. Antoni? Are cheile. A rămas tot la chei, vreau să zică. Da, bun. Domnul fie cu noi copii. Gândurile noastre, mugurii ce cresc, florile ca fața, albe strălucind, frunza-i tot cuvântul care a fost rostit. Most beautiful Bible class it's today with all of you here, but we have to learn a secret for life. Avem de învățat un secret pentru viața noastră astăzi. Câți dintre voi vă gândiți să faceți business în viața voastră? Stephen, business? Business, Kevin? Yeah, sure, business, huh? Lucian, business? No, you don't want to make business with anybody. Luis? Sure. Jonuț? No business with anybody? No? What about you? No? Okay. Young ladies, any business in your mind? Like selling dresses or buying dresses especially, yeah? That's a good one. See, you like that one, huh? Ți-ar place una din asta. Ei, dar cum ați vrea voi să fie partenerul vostru de business? Ia să vedem noi. Cum ați vrea voi să fie? Foarte important de știut. Cine poate să-mi spună? Ia, Lucian, să vedem. Cum ai vrea tu să fie? Tu ai zis că nu faci business, dar la unul te-ai răzgândit. Să facem business. Să facem business, da, așa este. Dar cum ai vrea să fie partenerul cu care lucrezi tu?
E bine să lucrezi singur sau să mai lucrezi cu cineva? Cum vi se pare? Cum? Cu cineva? Cu cineva, așa este. Foarte bine, foarte bine. Și cum ai vrea să fie tovarășul tău de business? Ștefi, cum gândești că ar trebui să fie? Bun. Bun să fie. E, astăzi o să aflăm despre cineva cu care o să putem lucra și care este atât de bun și lucrează cu noi. Și fiți atenți, când lucrăm împreună, totdeauna câștigăm. Totdeauna ieșim foarte bine. Un băiețel era cu tatălui în mașină într-o zi și a văzut pe cineva care vindea înghețată. În România, pe plajă, la mare, cei ce vindeau înghețată nu mai strigau ea înghețată, ci ziceau ia penicilina! Adică era, știa că toți copiii care vor mânca înghețată o să-i răcească la gât și ceva penicilină pentru... Era serioasă problema. Dar copilul acesta a zis, tată, aș vrea să cumpăr numai un con, fără înghețată în el, decât un con. Era cu tatăl lui, mergeau pe un drum. Tatăl lui i-a dat 10 cenți, atât costa un con. I-a dat 10 cenți și i-a spus, mergi și cumpără un con. El a mers acolo și stă de vorbă cu omul care vindea înghețată și... Se părea că nu se înțelegeau ceva, se întâmpla acolo. Până la urmă se întoarce înapoi la mașină plângând. Și a zis, ce s-a întâmplat? Zice, tată nu vrea să-mi vândă un con de înghețată. Tatăl se dă jos, merge cu fiul lui și spune, zice, ce s-a întâmplat? Și a spus, zice, nu înțeleg de ce acest băiat vrea să mă convingă să-i vând un con pentru 9 cenți. E 10 cenți un con și el vrea să-i vând un con pentru 9 cenți și am insistat să-mi dea toți 10 cenți, că așa trebuie să fie și el spune, nu am decât 9. Păi uite că ai 10, nu! Eu nu am decât 9, a zis el. Păi și celălalt cent al cui este? A spus, este al tovarășului meu cu care lucrez eu. Și omul a zis, zice, copilul acesta are vreun tovarăș cu care lucrează? Cu cine lucrează copilul acesta de spune că sunt 9 cenți ai lui și un cent este al tovarășului lui și nu poate să-i cheltuie? Tatăl a stat în fața omului aceluia, a zâmbit și a spus, copilul meu lucrează cu Dumnezeu. Ori de câte ori primește ceva de undeva, el pune 9 părți deoparte și o parte... Deci este pentru tovarășul meu de lucru. Este pentru cel cu care lucrez eu. Când a auzit omul acela mărturia aceasta, s-a gândit câți bani a câștigat el în viața lui și niciodată nu i-a trecut prin minte să dea și lui Dumnezeu din banii lui, ci tot ce a avut pentru el. În fața acelui copil, omul a început să plângă și a spus, sunt un păcătos. Și vreau să mă întorc la Dumnezeu chiar în clipa aceasta. Și a spus, băiețelule, vrei să vii aici cu mine? Și i-a dat 3 conuri mari de îngheță, fără înghețată, 3 conuri i-a dat. Uite, ia aici, a spus, dacă vrei și înghețată, îți pun câtă vrei. Și el a spus, nu vreau decât conul acum, atât vreau. Când a mers în mașină, el a spus tatălui, tată, ai văzut ce scrie în Biblie? Zice, dacă veți fi credincioși, vă voi deschide... zăgazurile, adică the stores, the depot, voi deschide pentru voi. Și zice, omul acela vrea să mi le dea toate. Copilul acela a crescut. Într-o zi a vândut ziare de 80 de cenți și prima lui grijă a fost să pună 8 cenți deoparte ca să-i dea Domnului. Și mai târziu a câștigat multe milioane sau miliarde de dolari. Dar știți ce a zis el? A zis, niciodată n-a intrat în casa mea un dolar sau în buzunarul meu fără să fi dat Domnului mai întâi partea lui. Ați vrea să lucrați în viața voastră cu cineva sau nu? Da? Bun. Cine credeți voi că ar fi cel mai bun partener de lucru al vostru
pe pământul ăsta? Pe cine ați alege voi ca partener de lucru pe pământul acesta? Ia să vedem aici la fetele noastre. A, cine ar fi cel mai bun tovarăș de lucru, Mimi? Bun. Michel? Nu știi cine? Alexandra? Cine ar fi cel mai bun tovarăș de lucru? Cu cine ai vrea tu să lucrezi? Asta ar fi foarte important de știut. Ai aflat, Alexandra? Not yet. Fii atent, ascultă la băieți, ia uite ce mâini au acolo, uitați-vă la ei. Nu vă lăsați, uitați-vă, uite, fiți atenți. Ei, ca să prindă treaba, uite, nu vor deloc să vorbească între ei, ca să vă depășească pe voi. Fiți atenți acum, nu știu pe cine să pun, uite. Uite, fii atent acum. Let's see, ia, toți odată, cine? Domnul. Domnul băieți, amin, să mergem la loc. Domnul cu voi. Cel mai bun tovarăș de lucru al nostru. Gândurile noastre, mugurii ce cresc, florile ca fața, albe strălucind, frunza-i tot cuvântul. Unde sunt colegii voștri, copii? Nu văd. Lipsesc cam mulți astăzi, frate. Nu le-ați spus la oameni să... Oh, welcome! N-ați anunțat acolo sus să vină aici? Poate că e antifonată prea tare camera aceea și nu s-aude bine? S-ar putea. Trebuie să mai... Acoi! Acum ceva foarte important și de ținut minte. Auziți, niște studenți mergeau într-o zi printr-un orășel și au văzut o fetiță foarte murdară pe față. Uite, vezi, ai și scos limba. Nu-i, îți dai seama că nu merge treaba asta, nu? Și o studentă s-a uitat la fetiță. Fetița avea ceva care ieșise din năsuc așa pe obraz, până mai aici. La guriță îi rămăsese ceva de la prânz și avea și niște vizitatoare înaripate pe acolo. Și studenta aceasta s-a uitat la ea și a zis: vai, ce murdară, ce mizerie. S-a dat înapoi și a zis: însemnează că mama ei iubește fetița, dar nu urăște mizeria. Biata fetiță și dă să plece, dar atunci o învățătoare, o profesoară vine lângă ea și spune: ce vreau să-ți spun ceva. Mama ei iubește fetița, dar nu urăște mizeria. Tu urăști mizeria, dar nu iubești fetița. Dacă ar fi iubit-o pe fetiță, ce trebuia să facă această studentă care ura mizeria foarte tare, era curată dânsa? Ce trebuia să facă această studentă? Ia să vedem noi acum. Tu vrei să salvezi echipa, nu? Luis, te-ai gândit? Ea o să... No, întrebarea, fii atent. Deci, fetiță, studenta aceasta a spus: oh, ce mizerie, ce urât! Și a plecat de acolo. Și învățătoarea i-a spus: vezi, tu... Oh, welcome, 3 more students here. Very good. Fiți atenți, o echipă de studenți au vizitat un loc mai rău și au văzut o fetiță foarte drăguță și murdară rău pe față. Și o studentă a spus: oh, ce mizerie, vai, ce urât. Și zice: mama ei însemnează că o iubește pe fetița asta, dar nu urăște mizeria. Vai, ce mizerie, și dă să plece. Și învățătoarea a venit la ea și a zis: știi ce? Mama ei urăște, o iubește pe fetiță, dar nu urăște mizeria. Tu urăști mizeria, dar nu o iubești pe fetiță. Și acum o mică întrebare.
Dacă studenta aceasta care ura mizeria o iubea pe fetiță, ce-ar fi trebuit să facă ea? Ia să vedem. Să spele? Da, frățioare, asta e lucrarea. Să o spele, ai dat lovitura. Bun. Doamna învățătoare, ce credeți că a făcut? S-a plecat frumos, a luat apă, a luat un prosop, a spălat-o pe ochișori, a sărutat-o și a spus I love you, te iubesc. Ce trebuie să facem noi în viața noastră? Noi trebuie să urâm mizeria, dar trebuie să-l iubim pe acela care este murdar și să-l conducem acolo unde poate fi curățat. Și ia să vedem noi cine poate curăți păcatul. Noi suntem foarte curați de altfel, așa, la machiaj. Dar păcatul murdărește și nu se vede cu ochiul. Numai Domnul vede. Unde ar trebui să-i conducem noi pe oameni ca să poată fi spălați de păcatele lor? Acum să vedem. Ia să vedem. Andreea. La Dumnezeu? La Dumnezeu, ai răspuns foarte bine. Tine, ce ai vrut să spui? La Domnul? La Domnul, ai vrut să spui. El este singurul care poate să ne spele pe obraz de ceea ce este murdar. Dumnezeu să ne ajute și să fie cu noi. Amin. Baptiz la loc. Thank you for coming. Oh, thank you. Yeah. Is her first time in church here? Is she, what's her name? Allison. Allison. So Allison is for the first children come and listen, come and hear of Jesus' love. Children, children. Știam că o să ajung în Loma Linda, știam că o să prezint proiectul, dar nu știam nimic, o să spun acum câteva gânduri pentru copilașii aceștia. Vă rog să înțelegeți de ce voi improviza foarte mult. Copiii nu vor ști, ei vor fi captivați. Dragi copii, sunt fericit să vă spun și eu o poveste în dimineața aceasta de doar câteva minute. Vă plac poveștile? Da? Înțelegeți limba pe care o vorbesc eu? Do you want to speak English with you? No. Oricum nu pot să o vorbesc, așa că vă voi... vă voi forța toată înțelepciunea voastră pentru a face față unei convorbiri în limba română. Vreau să vă spun o întâmplare adevărată pe care fratele meu, Liviu Rădulea, ar fi trebuit să o spună întregii adunări. I-am rupt jumătatea lui pentru că nu mi-a venit altceva în minte acum. Despre o fetiță pe care o cheamă Daniela, care locuiește în București și este elevă în clasa a treia. Fetița aceasta, Daniela, a crescut, s-a născut într-o familie de creștini ortodoxi. Voi știți ce înseamnă asta? Nu știți. Când o să vă întoarceți în România, o să înțelegeți. Cu alte cuvinte, Daniela nu a cunoscut niciodată Biblia, nu a auzit nicio povestire din Sfintele Scripturi, nu cunoștea nimic despre Daniel, despre Iosif, despre Avraam, despre Isaac. Habar n-avea. Voi știți? Ați auzit astfel de povești despre unii dintre oamenii Bibliei? Da. Ei, vreau să vă spun că Daniela a ajuns să cunoască școala adventistă din București. Părinții ei au avut încredere să o lase să urmeze cursurile școlii adventiste. Când a venit Daniela prima dată la școală, a rămas foarte impresionată că mulți dintre colegii ei de clasă și mai ales colegele ei de clasă nu aveau cercei. Și mai ales că acești colegi de clasă vorbeau frumos, nu înjurau. I-a plăcut foarte mult încât i-a zis mamei într-o zi, mamă, eu vreau să rămân la școala aceasta.
în timp ce mergea dimineața cu microbuzul la școală, Daniel a auzit colegii de ei din microbuz, copilași ca și voi, care cântau niște cântece deosebite. Și atât de captivată a fost, atât de interesată a fost, încât rând pe rând ea a învățat toate cântările pe care copilașii le cântau. Aș vrea să vă întreb, voi știți câteva cântări așa? Știți ce nume au? Ia spuneți-mi una pe care o știți voi. Cum se numește cântarea? Cum se numește? Domnul iubește copiii cu minți, o știți? Mai știți și alta? Da, s-ar putea să știți în engleză, nu? Asta este, de asta nu puteți să-mi reproduceți. Daniela a învățat toate cântările. La ora aceasta, Daniela, când se urcă în microbuz, se așează pe scaunul ei și începe să cânte toate cântările pe care le-a știut. O oră și jumătate cântă în autobuz, în microbuz. Toți copiii care se urcă după ea încep să cânte împreună cu ea cântările. La început, Daniela, când mergea cu microbuzul și ajungea în fața unei biserici ortodoxe, făcea un semn religios. Dar de când a învățat că Dumnezeu este mai presus de niște semne, cântă într-una până la școală. Toți copiii se iau după ea. A ajuns acasă și a cântat și împreună cu părinții ei. Și părinții au întrebat-o, de unde știi tu cântecele astea? Ce-s cu cântecele astea? Iar ea spunea de fiecare dată cu bucurie, le-am învățat în microbuz, le-am învățat la școala adventistă. Într-o zi părinții ei vor veni la biserica unde a învățat aceste cântări frumoase. Și s-ar putea să avem bucuria ca voi și ea să vă întâlniți în împărăția lui Dumnezeu. Și acolo ea vă va spune cum a aflat despre Domnul Iisus și ce a însemnat pentru ea schimbarea vieții. Dumnezeu să vă ajute și pe voi, ca ori de câte ori mergeți în mașină, la școală, să nu uitați să faceți un lucru. Ce? Să cântați. Să cântați. S-ar putea ca și alți copii care nu sunt adventiști să vă audă cum cântați și să învețe și ei cântările voastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Gândurile noastre, mugurii ce cresc, florile-s ca fața, albe strălucind, frunza-i tot cu... Învață un elev mai bine când e clasa foarte mare sau când e clasa mai mică? Când e clasa mai mare? Păi doamna învățătoare nici n-apucă să-l vadă, că sunt vreo 60 de copii acolo, dar când e clasa mai mică, e mai greu pentru el puțin, dar învață mai bine. Astăzi avem o lecție foarte simplă. Era o familie care se ocupa foarte mult cu primirea de oaspeți. Guests. Asta înseamnă. Exact. Da. Și într-o seară mama nu era acasă și știți, a sunat bunica și a răspuns nepotul. Și a zis, ce faceți voi? Ce să facem? Mama este plecată de acasă, iar noi cu tata suntem singuri. Da, și pe când erau ei singuri, au venit doi vizitatori, doi oaspeți la ei, obosiți, flămânzi, vreau să se spele. Tata i-a așezat frumos pe două scaune și le-a spus, sunt atât de bucuros că v-ați gândit să veniți la noi. Sunt atât de bucuros, putea să vă duceți în altă parte, dar sunt atât de bucuros că ați venit la noi. Noi suntem totdeauna fericiți să primim oaspeți. Și băiatul lui îl chema Mitică. Băiatul lui știa Biblia foarte bine și știa să o explice și la alții. Și tata i-a spus, ia, Mitică, explică-ne tu nouă textul acesta. Fiți primitori de oaspeți. Cum înțelegi tu textul, fiți primitori de oaspeți? Ha?
Știi deja? Nu încă, da. Și Mitica a spus, puteți să-mi dați câteva minute să-mi pregătesc explicația. Și tata și oaspeții au zâmbit și a spus, sigur că da, orice discurs important trebuie pregătit mai întâi. Și Mitica a dispărut din cameră. Ai reținut ideea, a venit doi oaspeți și ai prins, da, bun. Și Mitica a dispărut din cameră să-și pregătească discursul și răspunsul. Și a stat după un timp. După câteva, mai multe minute așa, vine frumușel la cameră, deschide și zice, gata, vă rog să veniți aici cu mine ca să vă arăt explicația. Și ce credeți? Deschide o ușă la dormitor, patul era făcut, un buchet de flori pus pe noptieră, un pahar cu apă pus pe o farfuriuță cu un mic șervețel acolo, ușa de la baie era deschisă, un prosop era agățat acolo nou și oamenii se uitau uimiți la o cameră atât de frumos aranjată. Mitica aranjase camera asta. Și l-au întrebat, bine, așa acum care este explicația? Și Mitica a zis, aceasta este explicația. Să fiți primitori de oaspeți, asta înseamnă. Să faci patul, să pregătești tot, nu să explici cu cuvinte ce înseamnă să fii primitor de oaspeți, ci chiar să treci la fapte, nu? Și aceasta este ceea ce spune Domnul. Zice, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Bun, Antoni, ești împotrivă la vreo treabă? Ești împotrivă, cred. Are cheile. Are cheile, păi fără chei cum să intre omul acolo, na? Dar cheile sunt în mâna noastră. Înțelegeți? În Biblie zice, unul le-a spus la niște oameni care le era frig, oh, duceți-vă și îmbrăcați-vă. A văzut că avea stomacul așa îndoit ca o paranteză înapoi, știți voi. Concav, nu convex. Și le-a zis, oh, duceți-vă și mâncați. Ce-ar fi trebuit să facă omul acela care a văzut pe cineva tremurând de frig? În loc să-i dea sfaturi, du-te și îmbracă-te, ia-ți ceva mai... Cum a zis cineva la televizor odată către 20 de milioane de oameni, vă e frig? Luați o haină mai groasă. Așa le-a zis la toți. Ce trebuia să facă omul acela când a văzut că este frig? Acum să vedem. Să primească la el acasă. În primul rând, foarte frumos, frate, vină la mine acasă. Nu, du-te... Și când a văzut că e foame, ce trebuia să facă Lucian? Când a văzut că e foame omului, erai plecat după aceea, am văzut. Ia să vedem noi acum. Să le serviți la masă? Sigur că da, să-l invite la masă. Nu să-i dea sfaturi bune, pentru că nu-i trece nimănui de frig cu sfaturi și nici de foame cu sfaturi. Și așa. Bine, lecția noastră de astăzi este aceasta. Ce învățăm, noi trebuie să punem în practică, adică să facem fapte. Când Biblia spune să cinstești pe tata și pe mama și să fii ascultător, nu înseamnă că trebuie să repeți porunca asta, cinstește pe tatăl tău și mama ta și dacă știi porunca, gata, nu. Ci trebuie să faci tot ce poți ca să împlinești acest cuvânt. Și nu numai voi, noi toți. Dumnezeu să ne ajute. Mergeți la loc. Children, come and see him, come and see him.
Pacea Domnului! Bună dimineața! Ziceți-mi și mie ceva, vă rog frumos. Bună dimineața, pacea Domnului! Așa, răspundeți și voi, ziceți-mi ceva. Așa, ziceți bine ați venit, bună dimineața sau pacea Domnului, da? Drept să vă spun, am fost luat puțin prin surprindere pentru că eu plănuisem ca și copiii să vadă o imagine pe care o am pe ecran. Aș fi vrut să vadă prima imagine. Este o chestiune tehnică care pur și simplu mi-a scăpat ca organizare. Nu știu cum se mai poate rezolva, probabil ecranul lăsat mai jos, luminile stinse și prima imagine să apară pe ecran. Pentru că povestirea care este în această dimineață are de-a face cu prima imagine de pe ecran. Și pe ecran se vede un cal. Dar nu este un cal ca oricare altul. Și povestirea asta de asemenea este pentru ceva băieți mai mari sau copii mai mari. Dar poate că veți înțelege din ea. Pe unul dintre copiii care vede imaginea de pe ecran, ce fel de cal este acela? Îl vedeți? Îl vede cineva? Ce fel de cal este? A, e un cal, da, parcă e un cal ca și o casă, e adevărat. Din ce crezi că a fost făcut? Ce zici? Din pietre? Din pietre? E o idee foarte bună, dar dacă ar fi fost făcut din pietre, era prea greu. Luis, din ce crezi că putea să fie făcut calul acela? Ciment? Nu, n-aveau ciment la data aceea, probabil. Din lemn. Lemn. Se găsea peste tot ce s-a găsit dintotdeauna. Povestea este intitulată Calul Troian. Pentru unii dintre voi, cei care sunteți aici, povestea aceasta este mai greu de înțeles. Dar este o povestire din istorie. Nu sunt sigur dacă este un fapt real. Se pare că nu va fi, dar este o poveste foarte cunoscută. Și se povestește că două armate se luptau. Se luptau de vreo 10 ani de zile. Era vorba de greci care veniseră să cucerească o cetate. Cetatea se numea Troia. Așa se numea cetatea aceea. Și au tot încercat să o cucerească, și au trimis armate și s-au luptat, dar nu au reușit să o cucerească. Și pentru că n-au reușit să o cucerească în luptă dreaptă, ce credeți că au făcut? Au mers în calul ăla. Măi, tu ai citit povestirea asta înainte, așa-i? Da, ei, uite ce au făcut. Când nu reușești să biruiești pe cineva în mod cinstit, ce trebuie să faci? Adică nu ce trebuie să faci, dar ce fac oamenii? Se gândesc să-i păcălească sau să-i înșele. Da. Uite, tu puteai să spui povestirea asta. Cum te cheamă? Așa este. Cum te cheamă? Alex? Alexandra? Da, Alexandra. E adevărat. Împăratul, marele împărat grec era Alexandru. Așa. Deci, grecii și-au propus să-i bată pe troieni și pentru că n-au reușit să-i bată în luptă cinstită și dreaptă, au zis, trebuie să-i înșelăm. Să-i păcălim. Voi obișnuiți să păcăliți pe câte cineva câteodată? Da? O, să nu mai faceți asta. Deci, s-au hotărât să-i înșele și au zis, cum i-am putea noi păcăli? Și au zis, haideți să facem un cal mare din lemn, dar gol pe din lăuntru. Și acolo să ascundem niște soldați și să le facem un cadou. Așa că au făcut acest cal mare din lemn, pe care l-au pus în fața porții de la cetate și l-au lăsat acolo ca ei să creadă că le-au făcut un cadou pentru o zeiță. Ei se închinau la tot felul de zeități făcute. Zeita se pare că se chema Atena. Și au mai făcut o păcăleală. Au lăsat acolo, pe undeva prin preajma calului, un soldat care s-a făcut că era rănit și lovit și l-au lăsat acolo în urmă. Dar pe acesta l-au învățat să mintă. Voi mințiți câteodată? Niciodată, așa e? Sperăm. Și armatele grecilor, era seara, au aprins torțele, s-au urcat pe corăbii și s-au făcut că au plecat pe mare. Când au văzut cei din cetate că armatele au plecat cu corăbii, le-au zis, iată-i că fug! Și într-adevăr, se părea că au plecat. Au ieșit din cetate, repede s-au uitat prin preajmă, pe acolo au văzut calul și pe cine credeți că au găsit?
soldatul acela rănit și a zis, ce-i cu tine aici? Și el a zis, m-au lăsat în urmă pentru că eu m-am certat cu ei, m-am și luptat cu unii dintre ei și pe mine m-au lăsat aici. Bine, și ce-i cu calul ăsta? Păi calul ăsta este un cadou pentru zeița din cetatea voastră. Da, e un cadou pentru noi, da, e un cadou pentru voi. Un cadou. Și a zis, ce bine, zeii ne-au ajutat să primim acest cadou. Băgați-l în cetate. Dar când să-l bage în cetate, au avut o problemă. Poarta era prea mică. Și au zis, trebuie să distrugem o parte din zid, să dărâmăm zidul ca să băgăm calul în cetate. Și așa au făcut. Au dărâmat o parte din zid, au stricat și poarta și au băgat calul în cetate. Dar cine era în burta calului? Soldați erau ascunși acolo. Pentru că asta era o înșelăciune, o păcăleală. Și-au băgat calul înăuntru și-au început să bea și să chefuiască și să danseze și soldații și oamenii de rând. Și pe la miezul nopții, când toată lumea era adormită sau beată, soldatul acela rănit, ce credeți că a făcut? S-a dus repede, a deschis o ușiță de la cal de acolo și din calul acela au ieșit alți soldați și pe urmă au venit și ceilalți care se făcuseră că au plecat cu corăbile, au atacat cetatea, și-au omorât pe luptători, au luat sclav pe bărbați și femei și-au ars cetatea până la urmă. De atunci a rămas povestea aceasta cu calul troian, care este o mare istorie a păcălelii sau a înșelării. Și calul troian, știți că există și astăzi cai sau cai troieni sau cal troian, știți că există și astăzi? Ia să întrebați pe cineva care se ocupă de computere și va spune că până în ziua de astăzi există această denumire. Și cei care se ocupă cu computere uneori primesc acest fel de păcăleală, în care primești un mesaj frumos și zice, uite, o scrisoare de la un prieten sau nu știu ce, și dacă se întâmplă să-l deschizi, acel cal troian intră în computerul tău și îți distruge pe acolo mai mult sau mai puțin. Ideea este următoarea. Când Satana nu reușește să învingă pe cineva în luptă dreaptă, ce va încerca să facă? Va încerca să-l păcălească, va încerca să-l înșele. Când nu reușește să te bată în luptă dreaptă și ăsta nu este obiceiul lui, va încerca să te păcălească, să te înșele, pentru ca până la urmă să te cucerească. Asta este o poveste veche, dar care s-a repetat de nenumărate ori, inclusiv în viața creștinilor sau, de ce nu, poate și în viața adventiștilor. Vă mulțumesc că ați venit astăzi la așa numita povestire pentru copii. Nu știu cât ați înțeles din ea, dar oricum o să vă mai întreb despre ea. Mulțumesc, puteți să treceți la loc. Copilașii toți pot fi pom cerodesc, gândurile noastre, mugurice... Foarte frumos, copii, ne vedem în dimineața aceasta. Uite, pentru ca fetele să nu fie singure și neprotejate, au pe cineva în spate acolo care veghează asupra lor. Da. Și băieții se simt în siguranță oricum aici. Băieți, o povestire foarte simplă, dar am citit săptămâna asta foarte prețioasă așa. Cine este cel mai mare om aici în Statele Unite? Ce funcție are? Cine e cel mai mare om aici în Statele Unite? Cine poate să-mi spună? Luciana, ai aflat? Președintele. Ai auzit tu ceva până caz vorbindu-se săptămâna asta? Nu se poate. Așa este. Fiți atenți, președintele este cel mai mare om din stat. El dă ordin la toată lumea. Ce să facă? Spune, tu faci așa, tu așa, tu așa, peste tot. Într-o zi, fiți foarte atenți, într-o zi a plecat de la birou
însoțit de o doamnă secretară. Vă dați seama că aceste intern la Casa Albă sunt persoane speciale. Și această persoană specială i-a zis lui Woodrow Wilson, președintele Americii, i-a spus la ureche: domnul președinte, ce-ar fi să ne abatem puțin din drum? Și domnul președinte a zis: nu, doamnă. Și a zis: da, de ce nu? Și el a zis: șeful meu nu e de acord. I-a rămas mirată și a zis: președintele Americii are un șef? N-am știut, am crezut că președintele e cel mai mare în America. Deci tu ai un șef. Cine-i șeful tău? Ce credeți că a răspuns președintele Americii? Acu să vedem. Iu. Să nu facem treaba aia, știu. Iu. Dumnezeu. Dumnezeu a răspuns. Cum vrei, Andreea? Dumnezeu. La fel. Auziți, cât v-ați mai gândit ce a răspuns el când a zis: cine e șeful tău? Cât v-ați mai gândit că el a răspuns ce? Ia, să vedem pe rând. Dumnezeu. Dumnezeu. Same? Dumnezeu. Exact. Ați ținut voi minte bine treaba aceasta? Zice: șeful meu nu este de acord. Atunci când ne vine un gând rău sau când un prieten ne îndeamnă să facem ceva ce n-ar trebui să facem, ce ar trebui să spunem noi? Acum să vedem cine a reținut. Ionuț. Nu. Nu, așa. Dar președintele cum a răspuns? Ziceți în engleză dacă nu puteți să spuneți românește. Cum a zis președintele? Ștef. Nu. Fii atent, fiți atenți. Eric. My boss won't let me. Yes! Foarte frumos, Eric. My boss won't let me. But știi, el n-a zis că șeful nu mă lasă, că dacă m-ar lăsa. Ce a zis? Șeful meu nu e de acord cu așa ceva. Și eu țin foarte mult la el. Și ceea ce lui nu-i place, nici mie nu-mi place. Dacă el nu e de acord cu ceva, eu nu voi face niciodată. Așa că țineți minte aceste cuvinte. Când va veni un gând rău în minte sau un îndemn să faceți ceva, să spuneți: șeful meu nu-i de acord. My boss does not agree with this. Și șeful nostru, cel mare, our boss, is Jesus himself. Iisus personal. Keep in mind this forever. God help you and all of us. Dumnezeu cu noi. Da, și toți pot fi pomcerodesc, gândurile noastre, mugurii ce cresc, florile ca fața, albe strălucind, frunza-i tot cuvântul. Nu de mult și voi o să înțelegeți. Într-o zi o mașină mergea pe stradă și mergea cam repede. Și un polițist, hai vin aici,
Un polițist îi face semn și mașina oprește. Când oprește mașina și deschide geamul, șoferul se uită la polițist, începe să râdă și zice: "Hi, Herman." Era un prieten al lui și frate de la adunare. Și acolo la adunare amândoi cântau și se rugau și învățau la școala de sabat și făceau diferite servicii în adunare și s-a bucurat. Mai întâi a fost frică când l-a oprit polițistul, dar când a văzut că e prietenul lui, odată s-a înseninat și zice: "Hi, Herman." Îl chema pe acela. Și acela a răspuns așa mai scurt și: "Hi, Billy." Și a vrut să coboare din mașină și a spus: "Stai acolo la locul tău." Știi că polițistul așa face când oprește pe cineva: "Stai acolo." Și zice: "Dă-mi actele." I-a dat actele. Polițistul le-a luat și a dus la mașina lui, așa cum fac toți polițiștii. Și acolo controlează actele în computer și prin telefon și ce mai au de controlat, numărul mașinii, tot ce au de controlat. Și apoi s-a așezat să scrie. Când a văzut Billy al nostru că prietenul lui scrie un tichet, s-a făcut negru la față. A încercat să vorbească cu el și zice: "Știi..." L-a întrebat polițistul, zice: "Tu știi de ce te-am oprit?" "Da," zice, "cred că știu, că am mers puțin prea repede." Zice: "Am văzut eu că aveam 63 când am depășit mașina aceea." Abusese 75, dar el a mai și mințit, știi, cu ocazia asta, ca să o facă mai mic, așa. Polițistul n-a răspuns nimic. V-am spus că s-a supărat când a văzut că îi scrie eticheta. Acum, zice, să vezi ce necaz am. Plătesc amendă și mă scrie acolo la poliție și compania de asigurare mărește asigurarea și am necazuri din cauza... Și era supărat. Vine acela și îi dă tichetul, îi dă actele înapoi și tichetul pe care l-a scris și salută și pleacă. Și bine al meu își ia actele și le pune deoparte acolo lângă el pe pernă și pleacă supărat acasă. Când ajunge acasă, ia actele și deschide etichetul să vadă câtă amendă i-a dat. Știți ce era acolo? Nu era nicio amendă. Era o scrisoare pe care i-a scris-o prietenul lui. Dar știți ce scria în scrisoarea aceea? Zice: "Bine, cândva am avut și eu o fetiță și avea 6 ani și a călcat-o o mașină. Un șofer care mergea prea repede și a murit. Și de atunci nu mai am fetiță." Zice: "Adu-ți aminte când conduci repede de povestea mea." Ce am vrut să vă spun este următorul lucru. Când greșești, îți mai vine să mai și minți câteodată? Dacă câteodată e bine să ne aducem aminte că trebuie să respectăm regulile. Ai vrut să spui tu ceva, da? Ia spune tu. Ce ai vrut să spui? Da, sigur că da. Așa e. Bravo, dragă. Așa că și noi să fim atenți și dacă sunteți în mașină cu tata sau cu mama și credeți că merge prea repede, așa frumos, să-l bateți așa frumos pe umăr și spui: "Tată, mergi un pic mai încet că mi-e frică." Da? Ok, bine, mergeți la loc. Mi-a făcut plăcere să vă văd. Dar studenții au și sosit deja. E, azi avem o clasă. O fi bine că îi zicem noi children's story sau nu? Ce ziceți? E bine? Da? Bun.
atunci înseamnă că este povestirea pentru toți. Copii, ceva frumos de tot de la ocean, dar nu e prea frumos, o să vedem până la urmă. Oceanul e frumos, dar ce s-a întâmplat acolo n-a fost prea frumos. Auziți, era o fetiță, o fetiță, fiți atenți că vă întreb acum, care mergea la școală cu ceilalți copii, întâi la grădiniță, și ea, să vedeți ce îi se întâmpla. Dacă venea o altă fetiță cu o rochiță frumoasă pe ea, ea imediat se încrunta și nu-i plăcea deloc. Dacă îi spunea alta, vai ce rochie frumoasă are Diana, ea zicea, aia nu vezi că stă într-o parte. Dacă dădea o notă bună învățătoarea cumva la școală, colega ei spunea, zice, vezi ce bine învață Mary. Ea spunea, da, dar data trecută n-a știut când a răspuns. Și venea acasă supărată și mama o întreba, ce s-a întâmplat cu tine, de ce ești supărată? Te-a bătut cineva sau ai pățit ceva? Nu. Dar ce s-a întâmplat? Nu spun. Dar spune-mi, te rog. Și atunci ea spunea despre colega ei că a venit cu o rochie frumoasă și că ea nu suportă să o vadă pe colega ei cu o rochie frumoasă. Cum credeți voi că se numește treaba asta? Ia să ved. Știi, Lucian? Egoist. Egoist? Asta e un răspuns. Fiți atenți, gândiți-vă bine. Cum se numește treaba aceasta? Când cineva nu se poate bucura de binele altuia și îi face rău. Cum se numește? Ai aflat, Lucian? Zgârcit. Zgârcit? E o treabă și asta. Ia să vedem, Ștefi. Selfish. Selfish. Și asta e o treabă. Dar, mă, băieți, mă. Măi, băieți, fetele, voi ar fi trebuit să știți până în afară treaba asta. Nu știu ce să fac. E clar că n-am explicat cum trebuie. Băieți, ca să nu avem timp prea mult. Fetele, știți cum se numește? Invidie. Jealousy. Și mama i-a spus, nu e bine, fetița mea, nu e bine ce faci. Noi mergem la biserică. Tu dacă vezi pe cineva care o rochiță frumoasă, bucură-te și du-te și spune-i, mă bucur așa de mult că mama ta ți-a cumpărat o rochiță frumoasă. Dacă iau o notă bună, du-te și spune-i, atât de bine îmi pare că astăzi ai știut lecția și uite ce notă bună ai luat. Și ea stătea încruntată și mama a zis, nu e bine să știi, nu e bine ce faci. Persoanele cu care faci tu așa suferă foarte mult. Dar ea a zis, nu e adevărat. Și într-o zi s-au dus la ocean. Ați văzut pescăruși? Știți ce sunt aceia? Seagulls? Ați văzut pescăruși? Zboară frumos. Și coborau pe plajă și mâncau de pe la oameni. Ați văzut că sunt cam obraznici ei. Da, trebuie să te aperi de ei. Și unul dintre ei, unul alb, mare, frumos de tot, venea foarte, foarte aproape și îl lăsa să chiar să pună mâna pe el și să-l atingă. Și tatăl fetiței l-a luat în brațe și i-a legat la gâtuț aici o fundă roșie. Uite cum e asta, o vedeți aici? Uitați-vă aici. Da, azi, exact ca asta, uite. I-a legat la gât așa. Și el a început să meargă pe plajă cu funda aia. Ce credeți că s-a întâmplat? Ia să vedem, știi, frățioare? Altul s-a supărat pe el. Adevărat ai zis. Adevărat ai spus. Altul s-a supărat pe el imediat. Deodată a observat că deasupra s-au format cercuri de pescăruși care zburau tot mai jos, mai amenințător, și au început să coboare ca niște bombardiere. Viu, bang, dă-i cu ciocul, bang, într-o parte, bang, într-alta. Până să mai sară părinții deja, bietul de el sângera și când au ajuns la el, a căzut într-o parte cu funda legată la gât și a murit. Pe plajă acolo. L-a omorât în câteva clipe. Asta este o experiență reală, să știți, așa fac pescărușii. Ei nu suportă să vadă un altul că i-a legat cineva o fundiță roșie la gât. Fiți atenți. Știți voi cine a fost primul invidios? Ia să vedem, frățioare, dacă știi tu treaba asta. Ai zis prea încet. Știi? Cine știe cine a fost primul invidios?
Oh, știți aici deja? Satana. Satana. Ai răspuns corect. Bun. Lucian, știe treaba? Fata s-a supărat. A, știu, asta e altceva. Deci fiți atenți, primul invidios a fost Satana. Acum, ce sunt cei invidioși care nu suportă să vadă pe un altul că e îmbrăcat? Aceștia ce sunt? Ia să vedem, Lucian. Diavoli. Diavoli. Ce fel de diavoli? Copii. Da. Bine. Cum vrea Domnul să fim noi? Spune tare. Bun. Bun. Bine ai zis. Bine ai zis. Lucian, cum dorește Domnul să fim noi cu copiii de lângă noi sau cu cei la care le-a pus Domnul vreo fundiță la gât? Cine știe? Le-a dat vreun dar ceva sau... Cum trebuie să fim noi cu aceștia? Hm? Ia să vedem. Nice. Nice, așa este, bun. Și ce trebuie să facem, Ștef, când Domnul a ajutat pe cineva să facă ceva frumos sau bun sau e priceput? Ce trebuie să facem noi? Să mai ajutăm și noi cu ceva. Foarte bine, să mai ajutăm și noi cu câte ceva, frațioare, să-ți ajutăm. Așa a fost Iisus. El a dat tot ce a avut ca să ajute pe ceilalți. Domnul să ne păzească să fim ca fetița aceea care s-a uitat urât sau ca pescărușii aceia care l-au omorât pe celălalt. Când s-a întors de la plajă, fetița aceea a plâns, s-a rugat și a spus: Doamne, iartă-mă, niciodată n-am să mai invidiez pe cineva pentru că are ceva frumos sau bun. Am văzut ce rău și ce urât este. Domnul să ne ajute și pe noi. Poftiți la loc! Gândurile noastre, mugurii ce cresc, florile-s ca fața, albe strălucind. Pentru rugăciunea de început, invit comunitatea să ne...